Teo Milea, bun venit în Canada. Ai venit de câteva zile. Când ați aterizat? Mă bucur să te văd, Raul. Am aterizat exact acum 2 săptămâni. Încă n-am 2 săptămâni, mai îmi lipsesc 6 ore 45. Încă eram pe drum acum 2 săptămâni. Suntem la o sală de expoziție. Se cheamă 345, Galeria 345, și te las pe tine să ne spui ce se va întâmpla aici în curând. Nu știu foarte multe să vă spun despre zonă, despre sală. Știu doar că aici va fi primul meu concert în Toronto, în Canada, în continentul nord-american. E prima abaterea mea de la drumul de acasă, pe care încep să-l cunosc, că de vineri am intrat în apartamentul nostru și acum o să cânt pentru prima dată în Toronto, un moment foarte, foarte important pentru mine și un moment de foarte mare bucurie să pot să cânt publicului canadian, care din câte am înțeles va fi format și din foarte mulți români. Nu am avut ocazia să stau de vorbă recent cu proaspăt imigranți, dar aș vrea să te întreb care este prima impresie, prima impresie după 2 săptămâni de Canada. Având în vedere că în 48 de ore eram setat cu absolut tot, cu rezidență, cu SIN number, cu apartament găsit, cu conturi făcute la bancă, cu abonament la telefonia mobilă și internet, eu zic că stau foarte bine și impresia e fantastică. Adică vii dintr-un oraș ca Timișoara, care e mare pentru România, și te trezești în mijlocul Torontoului, care e jumătate din Transilvania sau din Banat, și zici, wow, de unde să încep? Că nu știu încotro să o iau, în stânga, în dreapta, în nord, în sud. E fantastic orașul. Care au fost ultimele, hai să nu le zic realizări, dar ultimele proiecte la care ai lucrat în România înainte de a pleca? A fost ultimul album pe care l-am lansat în urmă cu 1 lună și 4 zile, Open Minds. Am lucrat toată vara pentru el. A fost și motivul pentru care am întârziat să ajung mai devreme în Canada. Eram gata să plec din 26 ianuarie, dar am promis anul trecut că voi lansa acest material pe 1 octombrie și m-am ținut de promisiune să rămân acasă până la data respectivă. Ai venit cu ceva planuri? Mă refer la partea muzicală. Ai venit cu ceva planuri în Canada sau ce-o fi, o fi? Nu pot să zic că ce-o fi, o fi, pentru că am o soție care nu prea mai merge cu ce-o fi, o fi. O fi fost la început, dar după 2 luni de zile au zis, nu, acum facem așa cum spun eu și tu după aia ai ultimul cuvânt, adică da, dragă. Și lucrurile sunt calculate de acasă. Dacă acasă am reușit să fac ceea ce am făcut până în momentul de față, să fiu un liber profesionist și să mă descurc să trăiesc din chestia asta, în principiu asta vreau să fac și aici și mai mult decât atât voi vrea să mă implic și în zona academică, să predau și să mă întorc din nou la ceea ce am excelat în Timișoara, acompaniament de balet, care mi-a făcut o deosebită plăcere. Am niște discuții pe care le voi purta în zilele următoare cu niște balerini români mai în vârstă, care sunt mutați de multă vreme încoace. Așteaptă să-i contactez, vin cu rezumeuri bune de acasă și aștept să intru în pâine, ca să zic așa. Thank you.
Galeria 345, așa se cheamă, la care va avea loc recitalul, e situată în partea de vest a orașului Toronto, aproape de Hyde Park, aproape de zona Junction, o zonă artistică. Și aș vrea să spui încă puține detalii, câteva detalii despre spectacol, inclusiv dată, oră și ce se va petrece. Concertul va fi pe data de 4 decembrie, e pic într-o vineri seara, de la ora 8. Va fi în Galeria 345, după cum ai menționat și tu. E un loc foarte bun, foarte bine cotat, de acasă îl știu, de un an de zile îl urmăresc și văd că în această galerie performează doar artiști de mare calibru. E onoare pentru mine să debutez în acest loc foarte bine cotat în piața Torontului și în piața canadiană. Chiar în primele zile când am intrat într-un magazin de piane, am avut o discuție cu proprietarul și i-am spus că voi avea primul concert la Galeria 345 și chiar și el mi-a spus, wow, acolo cântă numai pianiști buni. Și i-am spus să nu-și facă nicio îndoială referitor de mine și îl invit la concert. Așadar, pe 4 decembrie, de la ora 8, vineri seara, va fi și el aici, proprietarul unui magazin de piane. Va fi și un moment în care mă voi întâlni personal cu publicul, pentru că atitudinea mea de pianist în concert sau de compozitor pianist în concert e una foarte prietenoasă. Eu de fiecare dată vin și cânt pentru prieteni, nu vin să cânt pentru un public. Transform de fiecare dată locul în care cânt într-o sufragerie muzicală și nu lăsăm să se înțeleagă că e un concert foarte strict și foarte la patru ace. Niciodată nu o să mă vedeți cântând în frac, o să cânt într-o pereche de converși, un fel de drăgășani românești, cum îmi place mie să le spun, și o să fie chiar o seară extraordinară și mă bucur foarte, foarte mult că am ocazia să performez aici și îți mulțumesc ție, Raul, pentru că am ocazia să le spun telespectatorilor tăi că am venit acasă. Acum pentru mine acasă aici. Teo, îți mulțumesc, o să fim aici în 4 decembrie să te susținem, bineînțeles, și sperăm să fie primul dintr-o serie lungă de recitaluri. Promit că asta va fi, eu vă mulțumesc și vă aștept cu drag pe toți. Promit că am să fiu și eu prezent la concertul meu. It is a great privilege for me to have the opportunity given this milestone to address our members, supporters, partners and sponsors and to thank you all on behalf of the REC team. Thank you for the continuous patronage and your support in making association a great success during these years. We hope for bigger and better